consilierii județeni au aprobat în cadrul ședinței ordinare din data de 24 iunie modificarea structurii din Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călăraș pentru înființarea unor cabinete, compartimente sau laboratoare în ambulatoriu care să poată asigura servicii medicale precum gastroenterologie, endocrinologie sau endoscopie. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării structurii organizatorice a organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călăraș. Comisia Buget Finanțe a vis favorabil, nu sunt amendamente. Domnule director, completări, adăugiri la organigramă, situația spitalului la momentul ăsta, domnule la director, microfon, la microfon, vă rog frumos. Domnule președinte, domnule consilier, avem o modificare de structură a spitalului cu 11 puncte, și acesta vizează în principal îmbunătățirea activității pe componente care nu au fost dezvoltate. Am aici ca elemente majore înființarea laboratorului de endoscopie, care la un moment dat a fost scos din structura spitalului și poate acum aveți și răspunsul de ce în Spitalul Județean de Urgență nu puteau fi făcute endoscopii. Am reintrodus acest laborator, am angajat medic, gastroenterolog, și acum facem celelalte modificări pentru a putea deveni funcțional. În sensul că noi avem echipamentul, avem medic care este angajat în zonă pe medicină internă, dar ca să poată să devină de sine stătător, concomitent cu el mai sunt diferite zone unde dezvoltăm anumite servicii și unde facem niște readaptări ale structurilor existente. Dacă există întrebări punctuale, pot răspunde pe fiecare modificare în parte. O scurtă informare, consilierul județean. Ați dat concurs de manager. Da. Da? Trebuie să vă formați o echipă la Spitalul Județean Călăraș. Situația spitalului, preluată în urmă cu jumătate de an, situația spitalului astăzi, considerați că din, să spunem, obiectivele pe care vi le-ați propus, sunt realizabile în mandatul pe care îl veți prelua, că am înțeles că lucrurile a fost singur la examen și deja ați trecut testele. Pot să vă spun că tot ceea ce am trecut în proiectul de management sunt lucruri pe care deja le-am inițiat. Adică consider că la momentul ăsta ar trebui să lăsăm zona teoretică și să ne ducem într-o zonă practică. Adică nu ne propunem decât lucruri pe care le putem face. Și începem cu lucruri de bun simț, începând cu prezența la program, care ne place sau nu ne place, există un folclor peste tot în ceea ce privește zona de prezență și celelalte servicii pe care cadrele medicale le desfășoară sau nu. Un sistem de management al performanței la locul de muncă pe care acum îl proiectăm. Un chestionar de satisfacție reală, adică vrem să ducem, să măsurăm problemele din spital într-un mod coerent și practic, adică dincolo să nu mai ducem într-o zona de formalism, să semnați pe o hârtie dacă lucrurile v-au plăcut sau nu în spital. Nu, nominal. Nu mi-a plăcut X asistent, Y, nu a făcut medic, management, nu știu, orice chestie, ca să putem fi cuantificabile. Și la final, fiecare săptămână sau lună, să facem o analiză, să vedem ce ne indică populația care reprezintă un factor în ceea ce privește nemulțumirea sau nu, sau mulțumirea de servicii pe care le facem. Și, adică vreau să ducem totul, să ducem într-o zonă practică. Nu o să mai există formalism, să facem lucruri. Dacă nu trebuie să facem un lucru, nu-l facem. Nu doar din dorința de a-l face, ca să nu se întâmple nimic. Sunt multe elemente pe care le-am început, inclusiv reamenajarea de noi spații. Continuăm proiectul cu atragerea de noi medici către Spitalul de Urgență Călăraș. Și aici ar fi o discuție pe care o să vă rog să o luați în calcul, dar probabil în cadrul unei ședințe viitoare, să analizăm posibilitatea de a găsi o modalitate de subvenție a ce înseamnă naveta medicilor de la București, în principal, că acolo este zona noastră țintă de unde îi aducem, să găsim o modalitate cu care să venim cu supliment la salariu, o dată, și a doua, un element foarte important, din analiza făcută până în prezent, există câteva specialități în care noi, ca angajator și ca instituție de stat, nu putem intra în competiție cu alte
entități private chiar, sau chiar unele publice care înțeleg să contracteze pe prestări servicii. Spre exemplu, pe cardiologie și neurologie există un deficit major pe piață, coroborat cu cel de pe ATI și UPU, ca și cadre medicale, medici vorbind. Ei, aici, un salariu care este destul de mare, presupunem în jurul la între 15.000 și 20.000 de lei, nu mai este îndeajuns. Medicii nu mai vin pe salariile astea. Nu mai este atractiv. Nu mai este atractiv ca să aducem un medic la Călăraș și să-l rupem dintr-un spital din București. Și atunci, pe piață, există, se poate, și eu am solicitat prin Consiliul de Administrație o aprobare pentru a veni cu niște suplimentări să încheiem niște contracte de prestări servicii cu IUR-urile pe care sau firmele sau ce au SRL-urile pe care le au medicii și să le aducem. Însă, asta vine cu niște costuri suplimentare pe care va trebui să stabilim împreună dumneavoastră dacă le ducem într-o zonă de finanțare sau nu. Dacă găsim resurse în primul rând sau nu. Și aici va trebui să facem o discuție. Domnule director, eu cred că trebuie să convingi și cred că lunar ar fi nevoie, cum sunteți dumneavoastră în situația de reorganizare, restructurare și văd că veniți și cu completarea și modificarea structurii organizatorice, să veniți în fața consilierului județean, dacă aveți consilierul județean cu dumneavoastră, tot ceea ce dumneavoastră vreți să puneți în practică prin contractul de management pe care îl veți semna cu consilierul județean, va fi o reușită. Deci aici puterea și reușita dumneavoastră va sta în votul consilierilor județeni, ca ei să fie convinși că ceea ce faceți dumneavoastră la Spitalul Județean e pentru cetățean, e pentru îmbunătățirea activității de unde ați luat-o și unde vreți dumneavoastră prin proiectul de management să-l duceți. Exact. Și trebuie convinși consilierii județeni că dumneavoastră când veniți să solicitați ceva, există nevoia pe care dumneavoastră trebuie să o argumentați consiliorul județean. Asta este și filozofia. Dacă sunt întrebări pentru domnul director. E de netăgăduit efortul pe care îl face și domnul director personal, consiliul județean. Spitalul este un șantier într-o bună parte din el. Se văd, da, se văd eforturile. Și pentru Pro-România sănătatea este o prioritate. Chiar dacă suntem puțini, vom vota ceea ce dumneavoastră propuneți, majoritatea propune, vom vota cu două mâini, dacă se poate. Pentru că ne preocupă lucrul acesta. Și mă bucur de ceea ce ați spus, că cam fiecare lună, la fiecare ședință, să vedem evoluția. Ceea ce aș dori să aflu acum, am mai întrebat și acum vreo două luni și jumătate, trei luni, da? Și chiar mi-am dat așa cu mâna peste gură, ne dorim să fie într-un ceas rău, da? Vorbind atunci, cred că era prin luna aprilie, de un eventual val 4, dacă vă amintiți. Și s-a consemnat și în procesul verbal. Veți continua sau continuați pregătirile pentru pregătirea, pentru prevenirea acestei pandemii, dacă va veni și valul 4 în Călăraș, adică să nu fim loviți, cum nu am fost loviți mai mult decât, eu știu, să fim evidențiați în topul județelor cu incidență foarte mare, dacă va fi să fie și la Călăraș așa ceva. Pregătirile noastre continuă. De exemplu, pot să vă spun că deja am început, că v-am explicat la un moment dat despre problema pe ATI, unde paturile nu puteau fi scoase, deja acum, în timp, deci pe măsură ce eliberăm câte un talon, schimbăm ușile ATI pentru a ajuta măsurile de siguranță, cele pe care ar trebui să fie deja implementate la un moment dat. Raportat la ce spuneți, practic, spitalele pregătiți continuă. Primul val care a venit pe o zonă de nepregătire și atunci nimeni nu se confrunta. Începând cu valul 2 și 3, lucrurile s-au stabilizat. Dacă va veni valul 4 și există aici o discuție amplă dacă va veni sau nu, noi vom continua să acționăm cumva ca în valul 2 și 3. Chiar către sfârșitul valului 3, unde pot să vă spun că s-a ajuns un fel de maxim al performanței raportat la resurse și la infrastructură. Oricât ne-am dorit mai mult, limitările sunt evidente legate de personal, de resursa materială care, deși nu avem un sac fără fund în ceea ce privește finanțarea, am reușit să o ducem într-o zonă
de stabilitate și mai sunt niște măsuri de siguranță pe care încercăm să le implementăm acum. Dar, cum să vă zic, dacă ducem de la zero, să construim de la zero o secție de ATI, lucrurile ar fi altfel. Mergând pe o infrastructură existentă, e clar că ne adaptăm acum la lucrurile funcționate. Nu știm cu ce evenimente neprevăzute. Dacă vor veni, v-am spus și atunci, dacă ne vom trezi cu 1000 de pacienți odată, nu vom face față. Pentru că avem 16 pacienți. Asta este ideea. Adică totul ar fi nedrept să vă spun că suntem pregătiți total. Nu, la 1000 de persoane, nici la 100 de pacienți foarte grav nu suntem. Nu avem să-i punem, decât 16. Avem 4 pe alte secții, dar nu sunt legate cu ventilatoare și tot. Pentru că nu ai cum să te un ventilator costă 30-40 de mii de euro. Pe lângă el, nici nu e problemă, ar trebui să ai personal. Cu 2 medici ateiști. Degeaba poți să ai, nu ai cum să ai 200 de ani. Dar 4 ani, câte 4 veți avea? Nu, discuția e complicată aici, că 4 am putea cumpăra. Mâine să zicem... Nu 4. 4 pregătite cu aparatură model ATI. Totul va depinde de personal. În final, 4 le putem face. Problema să pune în afara pandemiei va merita să avem un spital cu 300 de patru de câte 50.000 de euro fiecare? Nu cred că e economic. Că vorbim de 15 milioane de euro blocați. Cu 15 de milioane de euro mai construim un corp. Nu. Adică aici noi trebuie să găsim în permanență un echilibru, resursă și act medical. Aici e marea paradigmă. Și tocmai de-aia încercăm să mergem, ca să înțelegem spitale mai mari ca al nostru din țară, în perioada de COVID, în cadrul ședinței la care am participat, aveau 8 paturi. Dar e 8 spitale foarte mari, cu număr dublu de paturi pe care le-am. Ideea era să încercăm să evităm stângăciile inerente pe care le-am descoperit la valul, la impactul valului 1, valului 2, valului 3. E, mi s-ar părea, cum să spun, extraordinar de rușinos, ca să nu folosesc alt termen, de condamnat, ca la valul 4, pe care nu ni-l dorim, să vedem că ne întâmpinăm aceleași greșeli ca la, și nu le putem ca la valul 1, 2 și 3. Alea care pot fi corijate. Dar e posibil să apară alte. Da. Mulțumesc, domnule director. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări dintre consilieri să intervenție? Nu? Nu sunt. Vă propun aprobarea proiectului de hotărâre numărul 7. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu 29 de voturi, proiectul numărul 7 a fost aprobat. Tot în cursul zilei de 24 iunie, managerul Spitalului Județean Bogdan Mihai a participat și la o conferință de presă unde a dat mai multe informații despre activitățile aflate în derulare la nivelul instituției. În primul rând, vreau să vă spunțesc că începând de ieri, practic, s-a încheiat perioada mea de interimat la Spitalul Județean de Urgență Călăraș. A fost organizat un concurs. Din păcate, nu s-a mai scris nimeni, nu am scris doar eu. Din fericire, am promovat concursul. Acum o să discut de proiectele pe care le-am început. Cel mai important proiect aflat în derulare în zona de pilot este proiectul de montaj electronic. Vă pot povesti faptul că acest demers a generat niște mici discrepanțe în ceea ce privește activitatea unor angajați din Spitalul Județean de Urgență, dar mai multe detalii despre acestea le vom prezenta într-o conferință de presă săptămâna viitoare. O să vorbim pe situații statistice, o să vorbim pe elemente concrete. Nu o să ducem discuția într-o zonă doar generală, fără a fi, ca să o putem cuantifica în ceea ce înseamnă activitate. Practic, o să vă arăt niște situații în care există personal medical superior care, la un moment dat, nu justifica salariul. Și pentru asta am considerat la acel moment implementarea unui sistem corect de audit, astfel încât fiecare să fie plătit pentru ceea ce face. Face mai mult, plătim mai mult, face mai puțin, să încercăm să plătim mai puțin. Asta raportat la acest proiect. În perioada următoare vom implementa și mărirea programului de la ambulatoriu. O să ducem undeva la ora 18. În continuare, încă lucrăm la ce înseamnă interconectivitatea programărilor cu softul pe care îl folosim în ceea ce privește stabilirea orelor în care medicii pot veni la program, pot primi pacienți.
Și mai multe detalii, după cum am spus, le vom arăta într-un mod amplu, de evenimente punctuale, vom discuta. Inclusiv o invit să facem o vizită pe șantierele din spital și pe șantierul din curte, cu mai multe detalii, ca să puteți verifica în ceea ce privește și calitatea lucrărilor derulate și demersul și stadiul la care acestea sunt.